Giurgiuvenii primesc căldură în calorifere încă de la jumătatea lunii octombrie, așa că ar fi trebuit ca acum, când pe timpul nopții se înregistrează valori negative, să aibă caloriferele din locuințe fierbinți. Nu este însă cazul tuturor locuințelor din municipiu. Mai multe scări de bloc din cartierul Tineretului nu beneficiază de agent termic în parametrii normali, așa cum se întâmplă în alte blocuri din celelalte cartiere ale orașului. Oamenii sunt nemulțumiți că societatea furnizoare de energie termică Global Energy Production nu distribuie suficientă căldură. Problema este că nu avem căldură, deci în calorifere, uite, eu am repartitoarele care le-am avut vechi pe calorifere și care îmi indică temperatura, am 35 de grade în calorifer. În condițiile în care afară este ger, deci pur și simplu aia e o căldură degeaba. Și așa arată de la început, de când s-a dat căldură? 34,3, păi nu a fost mai cald. Oamenii spun că au investit foarte mulți bani pentru instalația pe orizontală, pentru ca în acest fel să nu mai depindă de răuplatnici când vine vorba despre căldură. Degeaba, pentru că și în aceste condiții sunt nevoiți să utilizeze aeroterme pentru a se încălzi. Locatarii mai spun că au contactat de nenumărate ori distribuitorul de energie termică, iar de fiecare dată li s-a spus că nu sunt bani pentru gazul necesar furnizării căldurii. Vrem căldură, altceva nu vrem. Am făcut căldura pe vertical, afară, tot ca să ne debranșăm, să nu mai depindem unul de altul. Acum de ce nu ni se dă? Eu am sunat acum 10 minute la CET, mi-a spus că, domnul director a spus că nu sunt bani de căldură. Că fac demersuri la primărie să le dea niște bani în plus. Am dat telefon în altă seară, mi-a zis, e imposibil să nu avem căldură. Deci dumneata zic, mă prostește în față că n-am căldură dacă e călui. Uite, să mergeți să vedeți. Asta domnul primar a promis într-o emisiune la dumneavoastră că o să aibă toată lumea căldură. Păi în ce condiții are toată lumea căldură? Adică unii plătesc și alții nu, nu? Ar trebui cei care nu plătesc ori să îi subvenționeze primăria, dacă domnul primar așa consideră, ori dacă nu să vină să-i debranșeze. Nu este normal? Eu am copil de 2 ani, de ce să suport pentru altul care stă la căldură? Administratorul unei asociații din același cartier cunoaște situația, a contactat la rândul său societatea furnizoare de agent termic, însă a primit același răspuns. Da, am vorbit. Și ce v-au zis? Gaz. Am încercat să luăm legătura cu directorul Global Energy Production pentru a ne lămuri în privința acestei situații, însă nu a fost de găsit. Apelurile noastre telefonice au fost de fiecare dată respinse, după care am primit un mesaj specific tonului ocupat.